Liviu Vârciu, în mijlocul unui scandal monstru. Liviu Vârciu este unul dintre cei mai apreciați oameni de televiziune de la noi. Ei bine, actorul se poate considera un om împlinit, atât pe plan profesional, cât și pe plan sentimental, iar asta datorită familiei frumoase pe care o are și care îl susține la orice pas. Liviu Vârciu s-a declarat un înflăcărat colecționar al mașinilor retro. Actorul deține patru mașini și a investit în ele zeci de mii de euro. Însă, se pare că vecinii lui din nordul capitalei nu au fost deloc incantații de marea pasiune, pe motiv că le ocupă locurile de parcare. N-am avut discuții cu veținii că eu ved tot se postie scumpii mei veținii. Ei nici nu și dau seama că eu am fost primul care și-a făcut casă în și că, spre ghinionul meu, am un restaurant de gardul meu și un supermarket. În față. Și când vin de la muncă sau de unde vin, își parchează mașinile la mine în față. Cei care vin la restaurant la fel își parchează mașinile la mine în față, dar n-am zis niciodată nimic. Unde am găsit loc, mi-am parcat și o mașină. Dacă mă numeam Gigel, nu era o problemă, a declarat Liviu Varciu.